trăci codri. De treci codri de aramă, de departe vezi dar sunt. Fost acasă lui bunicu și pe el la uzurlând. L-am rugat de atâtea ori să-mi dea actele pe casă, dar el nu vrut să mă asculte și-i ținușa să nu iasă. M-a luat flama de cu sare la căminul cultural, când după o zi de coasă am mers cu mândra mea la bal. Mi-a dat un chil de țuică să-i dau mândra cu împrumut, că oricum eram premangă și n-aș fi putut. Sar în nebuniți vecinii cu găleți de apă în mână. Eu le zic că nu mi-i sete și le arăt că am fântână și strig să mă las în pace, aruncând spre toporul care tai o babă în două și la alta. Mă dispăt deodată brusc și nu știu fumul de unde vine. Intru în casă, dar bunicul nu se simte foarte bine. Îmi pare rău de ce am făcut și regret și vreau să mor. Și-am chemat televiziunea să mă tai în fața lor. Cântecul ăsta-i despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigani și cântă pe la spate. Mie-mi place satul meu, că se întâmplă lucruri bune. Avem și televizor, nu-i așa de rupt de lume. Țața Floarea, spre exemplu, îi vede de Pro TV. Cătălin Radu Tănase a stat de vorbă cu el. În fiecare săptămână vin reporter și o filmează, că din două în două zile un nepot o violează. Am văzut și mai de unes la știri la televizor, o tăiat o babă în două și la alta un picior. O chema televiziunea ca să vină să-l filmeze și plângând o scos cuțitul și a început să se cresteze. Cel mai mult m-am bucurat când a venit din dragoste. Am vorbit cu Mircea Radu și mi-a zis și mie pre. O venit și de la iartă-mă la noi la poartă odată, cu un buchet de flori albastre pentru mama, de la tata. Ce s-a bucurat mămica că erau foarte frumoase, și s-a bucurat și calul că de mult nu mai mâncase. Cântecul ăsta-i despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigani și cântă pe la spate. Cântecul ăsta-i despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigani și cântă pe la spate. După zi de tras la coasă, merg cu mândra mea la bal, că fanfara cânte hause la căminul cultural. Vine unul în training vechi și mi-a mândra din mijloc. Putu-i ceapa că primosă, dar ce eu nu pot să joc. Și mă bag cu mândra în ore, liniștit și binișor. Știe ca să joace hause, dar mă calcă pe picior. Eu mă arunc și fac șpagatul, că se lastic ca un caș. Tătă ziua joc freestyle-ul cu flăcăi primaș. Domnul Niche mă învie cu un ghil de țuică bună, ca să-l las să-mi ia mândruța și să o aducă până în jură. Mândra mea nu s-ar fi dus, fiindcă ține mult la mine. Dacă când o gustat din țuică, nu s-o mai putut abține. Acu' speat și vreau să intru peste ei, mai bine lasă. Ia să merg eu la bunicul să-i cer actele pe casă. Cântecul ăsta-i despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigani și cântă pe la spate. Cântecul ăsta-i despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigani și cântă pe la spate.